Criza financiară a lovit România și, din păcate, neavând o soluție pentru cetățeni, majoritatea care și-au făcut calcule au hotărât să părăsească țara natală pentru un trai mai bun în altă parte. Se pare că și doctorii se numără în categoria celor care pleacă, visând la o viață în care munca lor este răsplătită pe măsură. Cetățenii sunt revoltați, deoarece, pe de o parte, îi înțeleg pe medici, dar unii oameni au plătit o viață întreagă taxe și impozite, iar acum nu se bucură de serviciile de care ar trebui să beneficieze. Schimbarea guvernării nu a adus neapărat și soluții, ci doar speranțe că va fi altfel, spre bine, dar în mod natural, dezamăgirea a venit cum era de așteptat. Bună ziua! Ce părere aveți despre faptul că pleacă doctorii din țară? Nu-i părere bună, foarte rău. De ce credeți acest lucru? Da, păi rămânem fără asistență medicală. Este un este. Nu. Să-i mare greșeală că pleacă. Deci rămânem pe nicării noi. Asta ca asta, dar și medicii sunt. Operează beați, nu unul lăsat, ce-o lăsat în intestin de la un bolnav, nu știu ce, la, cu două labe de cuțite și mai multe. Noi suntem pe nicăieri, deja va vine ponta să ne spună nouă că va fi bine. Poate la copiii voștri sau la alții, dar nu nouă. Într-un fel, au și dreptate, dacă au terminat o facultate, să fie plătiți. Și după aceea să se uite că iau bani de la client sau nu, după ce sunt plătiți. Pentru asta, pentru faptul ăsta, mă gândesc că pentru treaba asta pleacă ei din țara asta. Primul rând, păcat, guvernul de vină, după mine. Nici USR-ul nu este mai bun ca celelalte guverne. Salariile prea mici, probabil. Mi se pare normal, la sistemul în care trăim, să plece și să plecăm cu toți, să-i lăsăm pe ei să stea aici singur, să-și facă salarii și să și muncească, să-și poată plăti salariile. După ce salarii au, chiar nu merită să muncească. Deși trebuie să ne salveze viețile noastre, dar eu... Din păcate chiar îi aprob și sunt de acord cu ei să plece. La rândul meu și eu plec de ani de zile afară. Aici nu muncesc. Aici doar vin și cheltuiesc. Pentru că conducătorii care ne conduc, din păcate problema e că nici nu prea avem ce să alegem prea mult dintre ei. Dar pentru noi, oamenii de rând, nu fac nimic. Și ar merita... să-i lăsăm singuri și ei să muncească, ei să-și dea salarii, ei să-și facă tot. Și noi să plecăm să-i lăsăm cu toți aici. Păi motivul că nu-s plătiți cum ar trebui și acolo îți plătiți mai bine. Și oricum, dacă îți plătiți mai bine, să duc unde îți plătiți mai bine, nu? Asta e... Nu au clienți, pacienții de obicei, dacă... Eu am doctorul meu și nu-mi convine, mă mut la altul. Va pretinde prea mult, o operație, de exemplu, costă 10 de milioane, poate bolnavul nu are și se descurajează. Și uite așa și ei se descurajează și pleacă unde știu că e mai bine. Bugă de rău, foarte rău. De ce nu le face sălar, să aibă sălar ca lume? Și sunt doctorii din țara noastră care ne vreau bine și care vreau să ne trateze, nu duși banii din străinătate, alți străini care vin din alte țări, sau noștri. Din țara noastră să știți că sunt foarte, foarte deștepți medici și foarte omenoși. Nu aici, nu auzi ceartă, dacă meri miezi de noapte, dacă te-am salvarea în 5 minute, dacă sun eu că sunt brădetul, 5 minute nu durează, băi, multe acolo. Și de sun și mânsară, și astară, și poi mânsară. Niciodată nu m-au refuzat cât am avut o problemă de cardiacă. Și făceam tensiune peste 200. Cum sunam momental și zicea, dacă nu vii cu noi, dacă ești mai rău, ne sun că venim înapoi. Și-s medicii care îți din sânge și din nația noastră, nu străini să ne dușmănească, să ne dea e contra ce... Și ar trebui, pentru că au și eu un copil, îi trebuie o casă, că cu Ceaușescu le dădea aia când se căsătorea. Uite, eu am 6 nepoți, n-au servici, n-au casă și cu facultăți. Nu-și găsesc.
la jocuri de noroc sau unde să meargă. Și ar trebui să le dea salari să-și poată și face, că atunci n-ar pretinde de la nimeni, n-ar zice că cer bani de la oameni, dacă ar vrea și un salari să-și poată face o casă la prunci. Fiind un medic, îi trebuie un lux, îi trebuie o mâncare bună, nu ca și mie, că șed în casă. Și așa ar trebui să-i respecte, că medicii noștri sunt foarte omenoși de treabă. Uite, acum bătrânii rămâne în seama nimănui. Ar trebui statul să plătească mai bine ca să aibă chef de lucru. Cred că au motive să plece. Probabil că ar trebui... Bine, da, cer scuze. Să le creăm condiții aici, să rămână aici. Părerea mea e că pleacă cu motiv. N-au ce să facă aici. Sau nu sunt mulțumiți aici. Nu au salarii corespunzători după pregătire. Din cauza asta pleacă. E foarte trist. Și cred că, din păcate, se va continua fenomenul ăsta. Deci nu e un fenomen nou și se va continua. Venitul puțin și pleacă. Când Occident câștigă de poate de 4-5 ori mai mult. Dar e foarte tristă treaba, dar din păcate asta este. Vino la sala Dracula Gym, unde poți beneficia de benzi de alergare, biciclete, plăci vibrante, multe aparate de fitness și culturism. Aici ai instructori personali specializați care te vor ajuta să slăbești sau să-ți tonifici musculatura cu programe individualizate. Prețul unui abonament pentru elevi este de 60 de lei, iar pentru adulți de 70 de lei pe lună. Ne găsești pe strada 22 decembrie 1989 la numărul 10. Pentru mai multe detalii poți suna la numărul de telefon 0744 24 72 63.